ce vreau eu să fac de data asta, nu a mai făcut nimeni până acum. Adică e un fel de... un funny diss track. Adică, da, este un diss pentru fetele care ajung acolo sus, au uitat de unde au plecat și într-un final ajung tot acolo. Am avut succes destul de mare cu piesa, am făcut deja 3 milioane de view-uri pe YouTube. Are mesaj și amuzant, o poveste inspirată din viața reală și totodată poți să și dansezi pe cu ce ocazie asta cântăm? În seara asta cântăm? Cânti? Toată lumea cântă. Cântă cu mine, așa. Toată lumea cântă. Ce cântăm în seara asta? O melodie trebuie latino. Cântăm, trebuie să cântăm și noi? Latino? Bă, seara la mine. Piesă latino? Da, o piesă latino. Să spunem că este un rap pe reggaeton. E ceva... Hei, hei. De obicei ăștia vin și rupe hip-hop pe beat-uri. Lasă-mă, prea mulți au fost cu hip-hop. Latino! Nu să vin cu ceva nou. Eu am primit bani pe piesa asta foarte târziu, undeva când aveam 1.200.000 de vizualizări. Abia atunci mi se activa monetizarea, pentru că eu am canalul de 2 luni și o săptămână, cam așa. Și mi-au urcat abonații la 26.000, sunt ok cu abonații în 2 luni, mi se pare eu destul de ok. Majoritatea celor care fac asta de mult timp, m-am uitat pe canalul unora, nu au vizualizările mele. Baftă și capul meu mult! Mai sunt mai mulți concurenți la noi, trec așa. Nu e panică. Undeva la 500 de dolari, 500 și ceva de dolari. Puțin. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze furtunoase pe scena umor, pe Voicu Andrei! Jale, 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 jale. Fetițele astea care umblă mai mult goale. Una tare în gură, una cu moale. Cu tine-i la dietă, acasă bagă sarmale. Hani, hai lasă vrăjeala, știu că-ți place și prăjeala. La bala portocala, ai sânge apoi și rânjeala. Stai că te țin, stai să nu cai azi, mai bag o bere. Mai las o bere, sunt multe cioburi pe jos. Nu-i mai la tocuri, serios. No. Reggaeton. Mă miram de ce au plecat mulți pe afară. Nu mai e valabilă nici fata de la țară. Ah, nu mai știu cum face vaca, cică cotcodaci. Au descoperit colanții și-au figuri în cap. M-am așezat pe trotuar, unde cu bitul dorsal. Așteptând o minune, dar a venit Adrian. Zi de zi și an de an, moșul este barosan. Fata aia trasă de ban, moartea lui cel mai bun plan. Plâncelea cu lunan, pomana 1 și 2. Țaca-paca, țaca-paca. Păi stai păzea, stai păzea, că apare piazarea. Se apropie de mine și nu prea știu ce o vrea. Dize de sunflă buza, tenul e curat, deci așa arată zuza. Glasul că e bună, aici pe bătătură. Să facă practică, să se ducă la mătură. 10 milioane pentru ei mi zile. Îi face într-o lună, nu-i mai face zilnic. Sătulă de viață, e fără bossul. Bagă degetul în ruj, ia dispărut glosul. Parcă era bine în baia lui Moșu. Acasă la Ligian să cânte cocoșul. Găina-s pe jos, mai bine nu erai. La tine în cameră cu răpirea din serai. Carpete, mochete, icoane pe perete. Te latri și vinii aia cu ochii sticlete. Penale faci din om neom. Visul meu e să te auzi strigând. Rare! Bună seara, numele meu este Voicu Andrei. Andrei. Nume de scenă Nick Cassim. Andrei. Piesa asta există pe internet? Da. Normal, e piesa de succes? 3 milioane de vizualizări. Păi ce mai vrei, mă? Păi, deci, de ce să nu facă 4, 5, 6, 7, 8? Actul 1, o piesă de 3 lei de-a mea, cum zice fiul, n-are, mă, 3 milioane de vizualizări. Nu credeți că am 3 milioane sau? Ba te cred, frate, sunt doar invidios, ești nebun la cap, deci succesul tău mă termină psihic. Da. Păi și ai venit practic la umor pentru cum să îți vizibilitate, nu mai mult. Adică recunoaște că nu e nimic. Păi dacă are 3 milioane de vizualizări, de ce mai vii, frate? Că pentru că vrea 6. În pâinea succesului. Vrea în trending. Ești ca fiermele în măr. Îți oferă chestia asta expunere, am înțeles, bravo, ai obținut-o. O să faci 6 milioane. Cum se numește piesa pe YouTube? Hai că sunteți... Fata de la țară și de cât eu cu connectors de acolo. De cât voi doi. E, și tu care ești? Că... Al doilea. Păi el nu e connector, e celălalt.
Are videoclip? Nu, nu are piesa. Mi s-a părut mie să ai vorbit 3 minute și jumătate despre niște obosite care vin... Corect. Da, ok. Le știu. Tu ești beton, deci ai o tehnică extraordinară. Reggaetonul este direcția Viața. Ta, nu rapul. Chiar simt asta. Nu a adus nimic special, nu are nimic special. Are norocul ca o parte din populație să-i accepte sau să-i asculte piesa. Mie personal nu-mi place nimic din ceea ce face. Consider că să vorbesc despre el este un efort nejustificat. Deci a fost bine sau a fost rău? A fost bine că n-a fost rău. Bine. Sau a fost rău că n-a fost bine. Reggaetonul de nicio culoare lui. N-am spus asta. Uite, am ascultat 5-6 piese de reggaeton originale de la mama lor. Am rămas șocat. Reggaetonul românesc nu-ți place. Nu există reggaeton românesc, așa cum nu există nici hip-hop românesc. Textul era îngrozitor și înfrânțătul de aceste gunoaie. Dacă ascult 200 de piese de rap, îți garantez că 190 sunt varză. Și nu e un lucru care ține de România. Nu este chiar atât de simplu să faci rap. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!